Cele 6 luni petrecute în Kosovo au reprezentat pentru Daniel Boștinaru o adevărată provocare. Fiecare misiune la care a luat parte alături de ceilalți colegi a prezentat un anumit grad de risc. Pot să vă spun că după aproape 2 luni de când m-am întors din teatrul de operații, nu mă gândesc la prea multe de acolo, decât dacă mă întrebați dumneavoastră, deci... Oricum, am rămas cu niște amintiri plăcute, am trecut printr-o experiență nouă și în același timp interesantă. Înainte să fie trimis în misiune, Daniel Boștinaru a trecut mai întâi printr-o riguroasă preselecție. Nu oricine poate face față unei astfel de experiențe. În Kosovo, el a trebuit să lupte alături de soldații din întreaga Europa. El a fost la prima misiune de acest gen pentru o perioadă de 6 luni de zile. A participat pe bază de voluntariat la o selecție, a susținut mai multe teste, mai multe verificări, multe examene pe care le-a trecut cu brio. A desfășurat misiunea în perioada decembrie 2010-iunie 2011. Alți doi jandarmi hedințeni se află până în luna decembrie în astfel de misiuni.